De ce ați contactat redacția Make News? Păi, mă îngrisesc actele de proprietate lui maică mea de pe casă, maică mea moartă, fratele meu mort, și când am mers acasă n-am mai găsit niciun act în casă. Și trebuie acte de proprietate și ca să pot face succesiune, să știu ce mai trebuie urmat. Dar actele vi s-au furat sau pierdut? Păi, acasă ori intrat, care vecini de acolo. Deci nu am fost în localitate în perioada respectivă. Deci ca să înțeleg, bănuiți că s-au furat. Nu furat, nu, dacă nu le-au luat ca să-mi, dacă le luam, le dădeam apoi, îl pune bine. Așa. Și acum nu mai aveți cum să vă refaceți actele? Nu am cum. Nu sunt aici, sunt Petroșani, trebuie să umblu pe acolo, pe drumuri. Trebuie să fac succesiunea, nu am cum face succesiunea. Ați încercat cumva la primărie să vă adresați că vi s-au furat actele, să vi se refacă actele? N-am avut timp să ajung pe acolo, ca să fac, dar cum vă zic, când dă o copie ceva, minuni din asta. Și trebuia să mă aștept, că n-am putut sta acolo, că un serviciu asta. Dar nu bănuiți? Ceva din rude. Că eu am intrat acolo în casă, când, după moartea lui fratele meu. Ceva nu? Sunt mai mult, așa nu pot să-i pun pe toți, că... La inspectoratul de poliție v-ați adresat? Telefonic, numai. Telefonic. Dar nu știți dacă s-au depus chiar plângere? Nu știu. Nu m-am anunțat nimic. Am înțeles. Păi și acum ce veți face în continuare? Deocamdată nu știu. Acum trebuie să mai duc iar, să mai pierd ceva timp pe la Botoșani și... Nu văd atunci ce faci. Puteți să-mi spuneți de unde vi s-a furat actele? Din comuna Roma, județul Botoșani. Dumneavoastră cum vă numiți? Ioan Covarențin. Dar mama dumneavoastră, după ce a decedat, dumneavoastră ați avut actele asupra dumneavoastră? Nu, actele au rămas asupra lui fratele meu, care au rămas în casă. După decedat și fratele meu, atunci s-a pierdut tot. Deci, ca să înțeleg, aveți și mama decedată și fratele. Da. Și nu mai sunt actele de casă. Proprietate de pe teren și actele de casă. De cât timp nu mai sunteți la adresa respectivă? Păi din 92, 1990. Și acum unde locuiți? Petroșani, unde doar. Dânsul a sunat telefonic și a reclamat această chestie. Deci dânsul n-a depus plângerea penală. Înțelegeți? Dar am înțeles cineva de acolo, din familia lor. Că dânsul e plecat de acolo de câțiva ani. Ok, deci în satul respectiv, el mai are încă doi frați și o soră care se îngrijesc de casa respectivă și lucrează pământul din jurul casei respective. Da. Sora lui a deschis proces de partaj, de partaj, de sânge, de cum să numi. Nu a fost îngrijat niciun furt de la locuința respectivă. Agent principal Nicoleta Federciuc. Vă mulțumesc foarte mult, la revedere! La revedere!